Multe lacrime astăzi pentru Emil Hosu. Trupul actorului a fost depus în foaierul Teatrului Notara, locul unde Emil Hosu a împărțit bucuriile și emoțiile de pe scenă. Colegii și admiratorii deopotrivă au venit să și-a rămas bun de la Milu. Să te las singur pentru o noapte. Cum te-am lăsat singur o noapte? Nici măcar. Emil Hosu ne-a lăsat singur pentru totdeauna. Astăzi, la Teatrul Notara, n-au răsunat aplauzele spectatorilor. În foaier, colegii și admiratorii actorului au venit să-i spună pentru ultima dată bun rămas. A venit și fiul său din prima căsnicie, cu care actorul nu s-a afișat niciodată împreună. A fost prietenul meu extraordinar. Deci chiar am fost prieteni. Că au fost suișuri, coborâșuri, dar firești, noi am fost prieteni. Mircea Diaconu, Cristina Stamate sau Emilia Popescu. I-au dat replica pe scenă sau în filme și au învățat împreună ce înseamnă să iubești actoria și spectatorii. Acum s-au despărțit cu greu de prietenul lor, Milu. Dintre noi, cu adevărat, din cabină, din spectacol, din microbuzul de turneu, din toată viața noastră, lipsește încă unul. Și uite așa, încă unul. Și... Un om extraordinar, un om care aducea lumina în jurul lui, calm, la locul lui. Am numai amintiri plăcute vis-a-vis de Milu. Eu am scris acolo că a plecat unul din ultimii boieri din Teatrul Românesc. Vestea că Emil Hosu a murit i-a luat pe toți prin surprindere. Trebuia să fie invitatul meu din seara asta. Uite că sunt invitatul lui în teatru eu. Aș preferat de 1000 de ori să fie invers. Orice om fac în viață mai multe roluri. Cu toate emoțiile cu care a pășit pe scenă, cu toate zâmbetele care ne le-a dat, cu toate tristețile pe care le-am împărtășit, cu toate mirările pe care le-am avut împreună, cu toate astea trebuie să rămânem. Emil Hosu va fi mormântat mâine la cimitirul Belu din capitală. Și acum ce ai încremenit așa? Ce? Nu mă crezi? Rămâi sănătoasă, mamai. Mii de copii din România.